Autoritățile din Râmnicu Sărat așteaptă încă un răspuns din partea Ministerului Sănătății în privința redeschiderii spitalului municipal. Primarul Sorin Cârjan a solicitat săptămâna trecută conducerii spitalului o reanalizare a situației și a perspectivelor de redeschidere a unității medicale. Edilul recunoaște însă că e mai puțin optimist în privința unui răspuns pozitiv din partea autorităților sanitare, având în vedere explozia de cazuri de coronavirus din ultima perioadă. La momentul acesta se face o analiză. Din păcate, evoluția de la nivel național ne împiedică oarecum să fim atât de optimiști cât eram săptămâna trecută, dar vom continua. Că până la sfârșitul săptămânii, comitetul director, cum spuneam, și întregul personal medical va prezenta Direcției de Sănătate Publică și Ministerului care sunt variantele pentru această deschidere. Sorin Cârjan spune că în ciuda situației delicate create de creșterea abruptă a numărului de îmbolnăviri, atât locuitorii orașului cât și cadrele medicale susțin redeschiderea spitalului cât mai curând. Este nevoie ca în momentul acesta să putem, sau mă rog, cei din spital să poată să deschidă și să ofere servicii râmnicenilor. Mai cu seamă că, precizez, întregul personal medical, medicii în mod special, își doresc să se întâmple lucrul acesta. Deci toată lumea dorește, acum așteptăm aprobările Ministerului și respectiv Direcției de Sănătate Publică. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat a devenit oficial unitate suport pentru tratarea cazurilor de COVID-19 la sfârșitul lunii martie. Odată cu transformarea spitalului în unitate suport, atât locuitorii orașului cât și cei din comunele arondate au rămas fără medici și servicii de urgență.